Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la România via Cluj. Au mai rămas doar 3 zile până când va avea loc cea de-a 6-a ediție a Galei Tineretului Clujan. Un eveniment anual care își propune să premieze și să promoveze totodată cele mai interesante, creative inițiative ale tineretului Clujan, bineînțeles. Despre povestea acestui proiect și despre ce ne așteaptă la această cea de-a 6-a ediție vom discuta astăzi la Via Cluj TV, alături de invitatele mele. Este vorba de Andreea Apostu, managerul de proiect, și Alexandra Bratosin, responsabilul de comunicare. Salut. Din partea Federației Tinerilor din Cluj. Ar trebui să menționăm acest lucru. Bine ați venit! Bine te-am găsit și mulțumim că ne-ați invitat să povestim despre ceea ce o să facem noi, care cu siguranță o să fie un eveniment cu totul special pentru comunitatea de tineret, dar nu numai pentru comunitatea de tineret din Cluj, ci pentru toată societatea. Hai să povestim atunci despre proiect, ca să fim toți pe aceeași lungime de undă, până să vorbim despre ce surprize, aș putea zice, ne așteaptă la această ediție. Care este misiunea proiectului? Cum s-a născut el? Din ce dorință s-a născut? Și cum a evoluat în toți acești ani? Mă uit la Andreea, că ea este încă de la începutul proiectului. Da. Putem spune că sunt încă la începutul proiectului în mișcarea studențească și în comunitatea de tineret clujeană. Practic, proiectul a apărut acum 6 ani din dorința de a arăta comunității ceea ce fac tinerii și faptul că proiectele, inițiativele, toate ideile pe care le pun în practică nu sunt doar simple activități non-formale, sunt activități care chiar influențează participanții și care, fără să ne dăm seama, au o contribuție extrem de importantă pentru ceea ce suntem noi și pentru modul în care Clujul în sine se dezvoltă, Cluj-Napoca fiind și de asemenea un centru universitar exploziv, plin de viață, tineri și practic noi dăm culoare a tot ceea ce înseamnă spațiul ăsta, așa că de ce să nu aducem în lumină lucrurile astea? Mai ții minte câte proiecte ați avut la prima ediție, câte proiecte înscrise sau selectate, de fapt? Cred că la prima ediție am început așa cu un număr de 35-40 de proiecte și treptat pe parcursul anilor am început să vedem mai mult interes din partea organizațiilor, din partea grupurilor informale sau a diferitelor instituții care fac activități pentru tineret și am ajuns la ediția de anul acesta, care practic este o cununare și o dezvoltare extraordinar de mare de unde am început și până unde am ajuns. Am ajuns la 85 de proiecte anul ăsta, nu știu dacă este cea mai mare cifră de până acum. Sau am avut cifre mai mari de mai multe proiecte? Este cea mai mare, ținând cont că anul acesta am avut două competiții separate. Am avut competiția tradițională de proiecte clasice, unde participanții au avut oportunitatea de a se înscrie la categoriile respective, însă pe lângă aceasta am mai avut o competiție nouă, lansată în premieră anul acesta, unde am avut un număr de 6 idei inovative, astfel că totalul galei ne-ar duce undeva la 91 de inițiative depuse, ceea ce este cel mai mare număr de până acum. Deci iată, am aflat care sunt statisticile corecte. Alexandra, avem 6 categorii sau 7 categorii șapte. Plus 1, 7 plus 1 sau 6 plus cea nouă din această ediție? 7 plus cea nouă. 7 plus cea nouă. Da. Care sunt acestea 7 care au fost în fiecare an, categorii la care se pot înscrie tinerii clujeni cu proiectele pe care le desfășoară și după aia dezvolim și surpriza, să spunem așa, pe care voi ați dezvoluit-o, dar vorbim și despre ea, categoria nouă din această cea de-a 6-a ediție. Deci care ar fi cele 7? E bine, fiecare an pot zic că categoriile s-au avut o denumire diferită. Anul acesta am mers foarte mult partea asta de cultură, mediu și sustenabilitate, inovare și dezvoltare. Incluziune și dezvoltare. Ce mai avem? Partea de formare profesională, educația formală și non-formală, pentru că de multe ori am simțit că nu se face neapărat o diferență distinctă între părțile acestea, inițiative pentru mediul rural, pentru că noi ca și federație în sine ne dorim să aducem mai aproape și comunitatea aceea de tineret față de comunitatea din Cluj-Napoca și un aspect foarte important datorat și contextului pandemic, sănătatea și bunăstarea tinerilor, care merge mai mult pe ideea de well-being. Pe sport nu avem nimic sau intră tot în sfera asta de well-being? Intră la partea de activități formale și non-formale sau chiar la partea de sport, la partea de sănătate și well-being. Deci putem să încadrăm sportul în mai multe categorii până la urmă. Cam care ar fi așa niște titluri de proiect, Alexandra, pe care le-ați văzut până acum, ca să înțeleagă publicul care ne urmărește cu ce înseamnă mai exact asta, inițiativele, proiectele tinerilor clujeni. De fapt, ce fac ei pe parte culturală, pe parte de well-being și așa mai departe? Uite, să-ți dau un prim exemplu, cel mai cunoscut probabil eveniment care a câștigat, proiect care a câștigat și premiile de popularitate. De exemplu, cei de la OSTUBB au Junior Summer University, tabăra
universitară prin care elevii, adică liceenii, au oportunitatea să vadă cum ar fi domeniile de la facultate, să știe spre ce să se îndrepte. Ceva foarte important din punctul meu de vedere, da. Și nu numai. Da, pentru că trebuie să știi unde vrei să te duci mai departe, să nu te arunci cu capul. De exemplu, îmi place foarte mult chimia, dar de fapt nu mă regăsesc. Poate vreau să fac altceva, poate vreau să fac, nu știu, comunicare și relații publice sau facultatea de sport. Un scenariu care se întâmplă prea des și cu siguranță e nevoie de astfel de inițiative care să mai amelioreze puțin situația sau să mai reducă din cifrele acestea de abandon universitar foarte rapid, ceea ce nu e în regulă. Hai să vorbim de categoria nouă, de surpriza de acest an. Despre ce e vorba? Surpriza în acest an este, să zicem așa, am vrut să dăm o altă tentă a ceea ce înseamnă tinerii și colaborarea. Pentru că de multe ori am văzut că pentru a putea realiza un proiect sau o inițiativă sau orice idee, ai nevoie de parteneri. Și de ce să ne aducem aceste parteneriate în lumină, dar să nu mergem doar pe ideea de parteneri la care mergem și cerem finanțări sub formă de resurse financiare. Să mergem mai țintiți spre parteneriate inovative. Și practic, categoria asta nouă se adresează nu proiectelor care au fost derulate, ci proiectelor aflate în stadiu de idee, ce ar putea fi implementate pe parcursul anului viitor sau până la finalul anului acesta, de către o organizație de studenți tineri, un grup informal sau o structură care își propune să facă ceva pentru tineri în parteneriat cu mediul public, mediul privat sau mediul academic. Cumva încurajează dorința asta a tinerilor sau, să spunem, de a crea inițiative, nu neapărat de a câștiga cu inițiativele exact. pe care deja le-au avut. Și avem 6 înscrieri, nu? La această categorie. Mă spuneți și aici titluri de... Aici sunt puțin mai speciale, să spunem. De idei, de fapt, nu de proiecte. De idei, fiind în stadiul de idee, putem să zăm așa puțin în casă, care ar fi tematicele spre care s-a orientat mai mult. Una dintre problemele adresate și una dintre ideile cu care s-a venit cu o soluție este pe partea de abandon al mediului universitar, cât și abandon al mediului școlar și totodată și discrepanța între tinerii care stau la oraș în Cluj-Napoca și tinerii care vin din orașele sau comunele din împrejurimea județului și cum se raportează ei la partea de cultură, la societate. Și, desigur, sănătatea și partea de awareness pe diferite teme, de la educație sexuală până la impactul diferitelor boli, turburări psihologice pe care le are asupra tinerilor. Foarte, foarte interesante ideile. Câștigătorii nu mi-e spuneți, nu? Nu. O să aflăm în data de 25 la gală. Aflăm în data de 25 la gală. Totuși, ce aș vrea să-mi spuneți, dacă nu îmi spuneți câștigătorii, evident că nu faceți asta, este măcar ce vor primi aceștia. Pentru că am spus încă de la începutul emisiunii că pe lângă faptul că sunt premiate proiectele, totodată sunt promovate și ajutate să devină mai concrete decât sunt deja. Care sunt premiile, dacă le știm? Sau cel puțin ceea ce a fost în anul trecut, dacă este comparabil. Nu putem să le spunem. Primele 3 finaliste de la fiecare categorie vor primi ajutor financiar, un premiu în bănuți. Vor fi puțin defalcate în funcție de locul 1, locul 2 și locul 3 și de asemenea, pe lângă partea de promovare, vor avea constant și sprijin în toate activitățile lor în implementare din partea noastră ca și federație. Diferența o face categoria specială, unde ea va primi pe lângă suportul financiar și sprijin în implementare și în parteneriat și îl vor realiza direct cu noi ca și federație, cât și cu partenerii pe care îi avem implicați. Și anul acesta avem și un concurs de popularitate, care urmează să se desfășoare, astăzi este 22, în zilele următoare, pe 23 și 24. Alexandra, mă uit la tine, despre ce este vorba cu acest concurs de popularitate? Cam fiecare an concursul de popularitate e, cum zic, cel mai vizat și cel mai vânat concurs, prin care proiectele reies mai mult. Se votează un proiect special, un proiect care să câștige denumirea de premiu de proiect, adică la categoria de popularitate. E implicat un vot al publicului sau tot jurul alege? Nu, este aici publicul. Da. Doar publicul doar alege. Publicul. Și sunt 2 etape, e 50-50. Prima dată se face prin aprecierea postării respective de pe Instagram. Noi la ora, adică mâine seară, o să dăm start concursului de popularitate. Și prin urma intermediului paginii noastre de Instagram a Federației Tinerilor din Cluj, toată lumea, adică e deschis publicului larg să voteze un proiect.
Deci doar proiectele care sunt deja înscrise în competiție se pot înscrie pentru premiul de popularitate, dar persoanele care pot vota nu au vreun criteriu stabilit deja. Poate să fie oricine care vrea să voteze un proiect. Și spuneai pe pagina de Instagram a Federației Tinerilor din Cluj. Și a doua parte, adică cealaltă jumătate de vot, se va face în sală, primind un tichet special cu care se înscrie o singură dată și acolo să votezi proiectele care, să zic așa, sunt în unanimitate, adică proiectele cele mai votate de pe pagina de Instagram, se va face oarecum un forum. Și în urma proiectelor apărute în formularul de înscriere de acolo, se pot vota. Și totodată premiul pentru popularitate este diferit față de cele, uite, să spunem scenariul ăsta în care un proiect, poate s-a și întâmplat asta la edițiile precedente, un proiect care câștigă premiul juriului, câștigă și premiul publicului, adică premiul de popularitate. Primește același premiu, primește încă un premiu față de cel pe care l-a primit deja. Puteți să-mi spuneți în ce constă acesta? Desigur, parte de premiu financiar, care este constantă pentru toate categoriile pe care le avem. Distincția supremă de a fi steluța acestei ediții a Galei Tineretului Clujean și, nu în ultimul rând, partea de vizibilitate și promovare media ei fiind în lumină de cele mai multe ori atunci când vom face parte de follow-up a evenimentului. Dar s-a întâmplat până acum să iasă același vot premiul jurului cu premiul publicului la TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, a fost primul an, 2022, când publicul s-a înțeles cu jurul, între ghilimele, bineînțeles, adică a ieșit același lucru. S-a întâmplat la Gala Tineretului? Nu, pentru că aici diferența e că fiind un vot în două etape, prima dată influențează publicul din extern, din social media, care e foarte volatil, e variabil, nu poți să știi cine cum votează. Noi, desigur, avem niște tool-uri pe ce criterii? Sau pe ce criterii? Noi avem niște tool-uri care fac o selecție și curățăm toate paginile acestea mai anonime. Deci avem și situații de genul ăsta. Da, clar. În care încearcă să fure un premiu cineva. Da, în care se încearcă diferite mecanisme, dar ne-am tehnologizat destul de mult în ultimii ani și am descoperit că există multe variante prin care să vedem cât de ok sunt sau nu voturile respective. Iar în sală, acum sincer, de cele mai multe ori contează cât de mult lobby fac organizațiile care vin prezente fizic la eveniment, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă organizații de la organizații merg și spun votează-mă pe mine, hai să ne ajutăm între noi și cumva e o chestie de lobby care se întâmplă involuntar, dar care creează totuși și un sentiment de competiție, dar nu competiție negativă, pentru că atunci vezi un spirit al tuturor tinerilor cum se canalizează spre o singură chestie. O muncă de comunicare și PR, putem să o numim așa. Aș mai vrea despre un aspect să discutăm despre care n-am apucat să vorbim până acum și anume despre edițiile anterioare, despre ultimele două ediții, dacă nu greșesc, cel puțin cea din 2020 a fost o provocare în adevăratul sens al cuvântului pentru toată lumea, nu doar pentru voi, fiind anul prin care a debutat pandemia. S-au desfășurat în online ultimele două ediții sau cea din 2020? Doar cea din 2020. Cum e acum, după 2 ani atât de la pandemie? Cum e comparativ? Comparativ ca și, să zicem, 2020 a fost provocarea reală, pentru că totul a trebuit transpus în mediul digital, de la faptul că scena Casei de Cultură a devenit un studio de filmare, nu mai era farmecul de a avea engagementul publicului, de a avea momente artistice, totul era cumva puțin mai robotizat, dar chiar și așa am încercat să venim cu componenta asta umană prin modul în care noi ne-am prezentat, chiar dacă totul eram filmați printr-o cameră și ne despărțeau niște ecrane. Iar anul trecut cred că a fost un sentiment foarte dubios pentru că încă eram în perioada cu restricții, iar de asemenea se purtau măști și gala a fost făcută pe partea cu toate condițiile și măsurile respectate. Distanțare socială, măști, măsuri de igienizare și te gândești că într-o sală cu o capacitate de 830 de persoane erau numai 220 de persoane din cauza distanțării. Era un sentiment ciudat, dar în același timp era un sentiment că se începe să se ajungă la o normalitate și cumva începem să revenim. Ce am observat anul acesta este dorința cât mai mare de a participa, dar în același timp și o mică teamă de cum o să fie acolo cu atâția oameni, cum o să fiu eu ca persoană individuală într-un grup atât de mare de oameni. Păi cu votul, să vedem pe cine votezi, cine te influențează, acum ai mai multe influențe în jurul tău. Cum vă găsește lumea, Alexandra, să vadă în general activitatea voastră ca federație și dacă dorește să afle alte informații despre Gala Tineretului Clujean?
În general, pe paginile de social media suntem foarte activi și foarte fluenți, cel puțin pe pagina de Instagram și pe pagina de Facebook, unde ne găsiți drept Gala Federația Tinerilor din Cluj. Acum avem și un eveniment, evenimentul Galei Tinerilor din Cluj, unde avem postate la zi fiecare informație, fiecare, nu știu, chichiță care vine ori de formular de înscriere, ori pe regulament, pe bază de competiție, absolut tot. Vrem să fim cât mai clar, cât mai conciși, ca toată lumea să înțeleagă ce vrem să facem noi și unde vrem să ajungem prin social media cu evenimentul. Atunci, hai să începem, dacă tot noi să activăm pe net, tot pe social media, putem să spunem, faceți voi o invitație oficială pentru gala de vineri, cu locație și cu oră, că asta nu am dezvăluit până acum. Alexandra, te rog. Mulțumesc. Vineri, în data de 25 noiembrie, la ora 17, nu, nu, la 19. Ora 19, puține munțile, la ora 19, vă așteptăm la Casa de Cultura Studenților, Dumitru Forcaș, în sala de spectacole, să luați parte alături de noi la Gala Tinerilor din Cluj. O să o salvez eu pe Alexandra și să spun că a vrut să spună 7 seara. Da, exact. Pentru cei care folosesc acest limbaj, să spunem. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes la gală și la toate demersurile care mai sunt de efectuat până atunci, până când va fi deschisă gala, și totodată sper să fie un succes această cea de-a șasea ediție, astfel încât proiectul să continue cât mai mult. Mulțumesc din nou! Și noi îți mulțumim și cu ocazia asta vă invităm încă o dată și pe voi să fiți alături de noi, poate să vedeți cum e și spiritul tinerilor reînviat după 2 ani de activități în mediul online sau în mediul hibrid. Mulțumim și noi! Iar vouă, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem pe net!